Volei Municipal Zalova susține mâine începând cu ora 18 penultimul duel din turul campionatului, urmând să întâlnească pe teren propriu clubul sportiv Volei Caransebeș. Adversara zălăuanilor ocupă locul 7 înaintea disputei de mâine, având 4 victorii și 5 înfrângeri în primele nouă etape. Volei municipal Zalău încheie turul în fața propriilor spectatori, urmând să dispute două partide pe teren propriu în decurs de trei zile. Vicecampioana României va primi mâine seară, începând cu ora 18, vizita formației CS Volei Caransebeș, echipă situată pe poziția 7 după 9 etape cu patru victorii și 5 înfrângeri. La doar două zile de la partida cu vole Caransebeș, Vole volebaliștii antrenați de Marian Constantin și Bogdan Nicolae vor susține un alt meci oficial, ultima partidă din cadrul turului, urmând să întâlnească tot pe teren propriu vole municipal Piatra Neamț. Ambele partide vor fi două verificări utile înaintea debutului în cupele europene. Volei municipal va întâlni miercurea viitoare pe teren propriu formația bosniacă Moc Jedinsfo Brăcico într-un meci din Manșatur a 16 milor cu pe Challenge. sunt convins că și ei sunt pregătiți pentru cele trei meci, sunt convins că și ei doresc trei sunt convins că și publicul nostru așteaptă de la să ne vin și să, jucăm cum i-am obișnuit și să înregistrăm victorii. Chiar dacă Zaleul a pierdut două puncte importante pe terenul formațiilor știința Baia Mare și Unirea Dej, trăgătorul secund, Rareș Bălian, consideră că se mai pot întâmpla multe surprize până la finalul sezonului. Au fost mici clipe de neatenție, dar sezonul este încă lung și sunt sigur că putem recupera punctele pe care le-am pierdut. Cu două etape înainte de finalul turului, Volei Municipal ocupă poziția secundă în clasament, la egalitate de puncte cu liderul Steaua București, dar și cu ocupanta locului secund Arcada Galați. În cadrul penultimei etape a turului au mai fost programate jocurile Universitatea Craiova cu știința Bacău, știința Explorări Baia Mare cu vole municipal Piatra Neamț, Stiau București cu CSM București, Tricolorul Ploiești cu Universitatea Cluj, Arcada Galați cu Nirea Dej.